Bine v-am regăsit, dragii noștri! Ierusalim, cetatea în care Mântuitorul intră acompaniat de ovațiile poporului, pentru ca doar peste câteva zile să fie răstignit pe cruce. Ne vom face astăzi o imagine asupra locurilor sfinte în care Iisus și-a petrecut ultimele zile ale vieții sale pământești, vom vedea ce înseamnă Osana alături de celelalte ovații ale poporului și vom vedea care este semnificația ramurilor cu care este întâmpinat Hristos și pe care le aducem și noi în biserică spre a fi binecuvântate. Toate acestea și multe altele în discuția pe care o vom purta astăzi cu un invitat deosebit. Este vorba despre Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfinția voastră, bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre un eveniment biblic foarte cunoscut, despre intrarea Domnului în Ierusalim. Pentru început aș dori să citesc o pericopă evanghelică, alta decât citim în mod obișnuit la Sfânta Liturghie în Duminica Floriilor, pentru că aș vrea să insistăm asupra unor aspecte mai puțin abordate, bineînțeles fără să uităm și ideile principale ale sărbătorii. Așadar, Matei, capitolul 21, versetele de la 1 la 17. Ne spune evanghelistul în felul următor. Iar când s-au apropiat de Ierusalim și au venit la Betfage, la muntele măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici zicându-le: mergeți în satul care este înaintea voastră și îndată veți găsi o asină legată și un mânz cu ea. Deslegați-o și aduceți-le la mine. Și dacă vă va zice cineva, veți spune că îi trebuie Domnului și le va trimite îndată. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând, șezând pe mânz de asină, fiul celei de sub jug. Mergând deci ucenicii și făcând după cum le-a poruncit Iisus, au adus asina și mânzul și deasupra lor și-au pus veșmintele, iar el a șezut peste ele. Și cei mai mulți din mulțime își așterneau hainele pe cale, iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe cale. Iar mulțimile care mergeau înaintea lui și care veneau după el strigau zicând: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, Osana întru cei de sus. Și intrând el în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat zicând: cine este acesta? Iar mulțimile răspundeau: acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Și a intrat Iisus în templu și a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și a zis lor: scris este, casa mea casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceți peștere de tâlhari. Și au venit la el în templu orbi și șchiopi și a făcut sănătoși. Și văzând arhierei și cărturarii minunile pe care le făcuse și pe copiii care strigau în templu și ziceau: Osana fiului David, s-au mâniat și au zis: auzi ce zic aceștia? Iar Iisus le-a zis: da, au niciodată n-ați citit că din gura copiilor și a celor ce sug ți-ai pregătit laudă? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate la Betania și noaptea a rămas acolo. Pentru început, vedem că sunt enumerate o serie de toponime: Sion, Muntele Măslinilor, Betfage. Vă rugăm să ne introduceți puțin în imaginea intrării Domnului în Ierusalim și să ne vorbiți despre contextul geografic menționat în această relatare evanghelică, mai ales că încă din 2014 sunteți numit superior al așezămintelor românești de la locurile sfinte. Pe scurt despre ele, întrucât nu avem timpul necesar pentru a detalia anumite aspecte despre localitățile amintite. Sionul este o parte a cetății Ierusalimului. Acolo David s-a așezat prima dată. Acolo se află și mormântul profetului, de altfel, spre care se îndreaptă astăzi fiii poporului evreu, dar și foarte mulți credincioși și credincioșii bisericii noastre care citesc cu foarte multă râvnă psalmii alcătuiți de acesta. Sionul are câteva locuri deosebite de închinare pentru creștini, eu vorbesc din punctul nostru de vedere. Acolo se află locul unde a adormit Preacurata Născătoare de Dumnezeu. Acolo se afla casa apostolului și ucenicului apropiat al Mântuitorului, Ioan.
De acolo, apostolii veniți de la marginile pământului au dus-o pe cea plină de dar până la Ghețimanie, unde au așezat-o în mormânt. Această zonă a cetății Ierusalimului a rămas oarecum distinctă și în afara zidurilor vechi ale cetății din vremea lui Suleiman Magnificul, care a refăcut în întregime cetatea. Însă, unul dintre arhitecți, dacă va fi omis din greșeală sau în mod intenționat a făcut acest lucru, a lăsat zona numită colina sau muntele Sion, dincolo de zidurile pe care le-a refăcut. Când sultanul a ajuns la Ierusalim și a văzut această greșeală, socotind că arhitectul și-a însușit o parte din banii alocați pentru lucrare, l-a decapitat. Sionul este întâlnit și în imnografia bisericească. Bucură-te, Sion, Maica Bisericii, Maica Bisericilor, amintindu-ne de toate cele ce s-au întâmplat acolo. În legătură cu celelalte localități amintite, mai întâi Betfage este un sat aflat la marginea muntelui Măslinilor, dincolo de pârâul Cedrilor. Valea Chedronului sau Valea Cedrilor sau Valea Pârâului Cedrilor se află într-o zonă, într-adevăr, mai adâncă și cu un nivel scăzut în comparație cu înălțimile Sionului și face trecerea dintre Ierusalim, Muntele Măslinilor și apoi localitățile amintite, Betfage și Betania. Mântuitorul a trecut de mai multe ori prin acele locuri. Știm că la Betania l-a înviat pe Lazar. A avut loc chiar ungerea din Betania. Ungerea din Betania l-a înviat pe Lazar. Era apropiat familiei lui, ceea ce înseamnă că va fi poposit și altă dată acolo. De câte ori Mântuitorul venea către cetatea Ierusalimului, se oprea acolo. De aceea și termenul folosit de evangheliști, prietenul său Lazar, desemnează o anumită apropiere pe care Mântuitorul a avut-o față de el. Știm că este singurul caz din Evanghelie când Mântuitorul varsă o lacrimă, când plânge, sau cel puțin singurul menționat, când plânge pentru moartea prietenului său Lazar. Da, mi-au plăcut foarte mult cuvintele Sfântului Grigore Teologul, care spunea că ca om el a lăcrimat pentru prietenul Lazar, dar ca Dumnezeu el a șters lacrima de pe fața tuturor. A lăcrimat, acesta este și cel mai scurt verset din Evanghelie. Iisus plângea. Într-o altă traducere, Iisus lăcrima sau și a lăcrimat Iisus. Așadar, a plâns pentru el. Localitatea Betfage era un sat între Betania și Ierusalim. Acolo s-au împlinit cuvintele profeților. Bucură-te, fiica Sionului, că împăratul tău vine la tine blând și smerit, călare sau așezându-se pe mânzul Asinei, în altă traducere, pe fiul celei de sub jug. Așadar, acolo a găsit Mântuitorul Asina, cu mânzul ei pe care a așezut. Sunt foarte complete tâlcuirile la așezarea Mântuitorului pe mânzul Asinei, tâlcuiri care le aflăm la Sfântul Ioan Gură de Aur și la Sfântul Chiril al Alexandriei. Așadar, aceste două localități erau cunoscute de Mântuitorul. Aș spune eu că mai apropiată de Domnul fiind Betania.
acolo unde s-au petrecut cele pe care le-ați amintit, și anume ungerea sa cu mir, care prefigura sau anunța grăbita lui înmormântare, atunci când ucenicii și cei apropiați n-au mai putut împlini cele care țineau de rânduiala înmormântării la iudei. Au împlinit ritualul în grabă, iar apoi femeile îngrozițe au fost de altfel atunci când Mântuitorul a observat comentarii și pretexte din partea, mai ales din partea unui ucenic infidel, Mântuitorul a spus: nu faceți supărare femeii, că acestea pentru îngroparea mea le-a făcut, tocmai anticipând și realizând acest ritual mai devreme decât trebuia. Ați menționat că Mântuitorul a intrat pe mânzula Sinei, în cetatea Ierusalimului. Printre altele, prin acest gest a dat dovadă de smerenie și de sărăcie de bunăvoie. În alt context, și fiindcă am amintit ungerea din Betania, chiar acolo, la ungerea aceasta din Betania, atunci când Maria varsă peste picioarele lui Iisus mir de nard de mare preț, așa cum ne spune Scriptura, iar ucenicul, așa cum spuneați, este vorba despre Iuda, obiectează și spune: mirul se putea vinde cu 300 de dinari, iar banii să se dea săracilor. Mântuitorul nu cuvințează acest lucru, ci spune: lăsați-o, că pentru moartea mea a pregătit acesta, sau spre îngroparea mea a făcut aceasta. Și chiar spune un lucru care ne uimește puțin. Pe săraci. Pururea îi aveți cu voi, pe mine nu mă aveți pururea. Pare aici că Hristos se contrazice într-un fel. Odată este smerit și arată sărăcia de bunăvoie, altădată acceptă, am putea spune, un act de cult, pentru că ungerea de mir poate fi socotită și un act de cult, un act de cult foarte costisitor. 300 de dinari însemna plata unui muncitor pe un an. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Da, însemna plata pentru 300 de zile. Un muncitor care lucra nu 8 ore, ci 12 sau chiar 14 ore, primea un dinar. Era foarte mult. Deci plata pentru 300 de zile era o avere. O avere. Dacă vreți, înmulțiți veniturile unui foarte bun meseriaș din vremea noastră cu zilele unui an și veți vedea cât ar fi costat și această mică cantitate de mir. Pe de altă parte, Mântuitorul avea să vorbească și despre ceea ce se va întâmpla în biserica lui. Au fost foarte multe comentarii de acest fel. La un moment dat, Marele Vasile, care slujea Euharistia în vase de aur și de argint, a fost criticat și el a răspuns: eu acasă, la mine, servesc masa în vase de lut, dar consider că Euharistia este prea puțin să fie așezat într-un potir de aur. Prea puțin. Până la urmă ținem Euharistia ca pe o comoară, într-un lăcaș de la fel precios. Sunt și lucrurile spirituale pe care Mântuitorul le anticipează cumva, mult mai prețioase decât comorile sau decât valoarea exterioară a unui lucru. Mântuitorul a fost întotdeauna smerit. Anumite lucruri însă ne fac să înțelegem situațiile diferite pe care noi le-am putea întâlni. Adeseori Mântuitorul le-a spus celor vindecați, celor care primiseră un dar important de la el, darul sănătății în primul rând, să nu spună nimănui nimic. Nimănui nimic. Prefera această discreție din pricina atitudinii ostile a celor care îl urmăreau, a celor care oricum nu acceptau nimic din ceea ce făcea el. Altădată însă Mântuitorul a fost mâhnit de anumite atitudini. În cazul leproșilor, Mântuitorul a exprimat față de samarineanul care s-a întors acest lucru: nu 10 s-au vindecat, cei 9 unde sunt? El nu avea nevoie de aprecierea cuiva. Nu avea nevoie de acest mir
deși lui îi se cuveneau toate. Da, foarte inspirați, imnografii bisericii au recunoscut acest lucru, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Gestul acesta a fost prea mic pentru cel care a făcut cerul și pământul. Unul din treime, împreună sau co-creator, împreună creator cu Tatăl, la toate cele ce se văd și nu se văd. Așadar, acestea sunt câteva lucruri pe care va trebui să le înțelegem. Mântuitorul nu a așteptat de la nimeni nimic. De multe ori, în mod public, a sancționat anumite gesturi. La un moment dat le-a spus celor care l-au însoțit în pustiu că au venit după el nu pentru că au văzut minuni, ci pentru că au mâncat pâine. Și altfel de situații le putem aminti. Așadar, Mântuitorul a venit să slujească, nu să îi se slujească, însă aceste câteva lucruri ne arată că noi am făcut prea puțin, iar când am făcut, Mântuitorul a primit ceea ce s-a făcut din toată inima. Iar gestul acela a fost acceptat pentru că venea din adâncul inimii unei persoane care îl cinstea cu adevărat. Cred că trebuie păstrat un echilibru și mă bucur că ați pomenit de Marele Vasile, care acasă mânca noale de lut, în vase de lut, iar la biserică folosea pentru Sfânta Euharistie aurul. Și spunea că este prea puțin. Într-adevăr, pentru că ce poate fi îndeajuns pentru Dumnezeu? Oferim ce avem mai de preț pentru cult. Bineînțeles, asta nu înseamnă... Putem vedea în aceeași lumină faptul că Mântuitorul, Dumnezeu fiind și om în același timp, a primit prețioasele daruri ale unor magi veniți de departe. Ar fi putut îndrepta călătoria lor spre alt loc, dar el a primit aceste daruri. Sigur că nu le-a folosit. El, bogat fiind, a sărăcit ca pe mulți să-i îmbogățească. Bineînțeles. Așadar, trebuie păstrat un echilibru și trebuie să dăm lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Când i s-a cerut o contribuție pentru Cezar, Mântuitorul l-a trimis pe Petru să prindă un pește și avea să găsească acolo un ban cu care a plătit dajdia atât pentru el cât și pentru Petru. Este foarte interesant în lumea aceasta care este atât de critică să înțelegem atitudinea Mântuitorului și în cazul oferirii acelui ban de dajdie. Ar fi putut critica stăpânirea romană. Era de vreo 100 de ani acolo. Stăpânirea romană era din 63 înainte de Hristos. Mântuitorul avea 30 de ani. Deci erau mai bine de 90 de ani de stăpânire. Mântuitorul n-a spus niciun cuvânt împotriva stăpânirii romane. Însă a spus cuvinte grele la adresa fariseilor, a mai marilor sinedrului, care nu l-au acceptat pe el, pe de-o parte, și învățătura adusă de el. Să vorbim puțin și despre ramurile cu care a fost întâmpinat Mântuitorul. Care este rostul lor, atât al celor de atunci, cât și al celor de acum, pe care le aducem în biserică spre a fi binecuvântate? În primul rând, aș vrea să spun că Mântuitorul a preferat un asin care nu atrăgea atenția în comparație cu caii cotropitorilor romani, cotropitorilor și ai eroilor care se întorceau în Ierusalim victorioși. Aceia intrau călare pe cai, sigur, cai foarte frumoși, albi sau de ce culoare or fi avut ei, și lumea îi ovaționa. Primirea Mântuitorului seamănă cu primirea unui erou care se întorcea triumfal. Mântuitorul nu era doar un erou care câștigase o luptă. El era împăratul veacurilor. Era Dumnezeu făcut om.
era cel care avea cuvintele vieții veșnice. Și a preferat acest lucru ca să nu atragă atenția. Dar oamenii s-au manifestat ca atare. Ramurile, hainele așternute pe cale, erau întotdeauna oferite eroilor. Mântuitorul a fost eroul acelei zile și eroul întregii istorii, dar atunci a fost singura dată când Mântuitorul a primit ovațiile, cuvintele, la fel, Osana, care este un cuvânt care se poate traduce cu laudă, slavă, dar acesta se spunea numai oamenilor lui Dumnezeu care puteau să-i salveze. Cu alte cuvinte, ei îi cereau Mântuitorului să-i salveze. Iar ramurile, hainele, bucuria care era întâlnită pretutindeni, se cuvenea de fapt Mântuitorului, însă numai atunci i-a fost oferită. Ar trebui totuși să amintim faptul că dintre toate minunile Mântuitorului, foarte multe la număr, pe lângă cele care nu s-au consemnat, întrucât Evanghelia ne spune, sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care nu s-au scris în cartea aceasta. Deci pe lângă cele care nu s-au scris, atât de multe întâlnite în pagina Evangheliilor. Dar niciuna nu a avut un asemenea răsunet ca învierea lui Lazar. Un om așezat în mormânt de 4 zile, care mirosea greu, și faptul că în Ierusalim, atunci, apropiindu-se Paștele iudeilor, erau cel puțin de 3-4 ori oameni mai mulți decât locuitorii cetății. Atât de mare era numărul credincioșilor care veneau la templu, încât orașul și împrejurimile deveneau neîncăpătoare pentru cei prezenți. Într-un asemenea context, minunea care s-a întâmplat la Betania a ajuns cu iuțeala fulgerului și la Ierusalim. Într-adevăr, distanța nici nu era foarte mare și entuziasmul s-a datorat multelor minuni făcute până atunci, pentru că mulți îl știau pe el, îl așteptau și îl căutau, știind că Mântuitorul este ultima lor nădejde. Iar atitudinea oamenilor a fost răspunsul la ceea ce se întâmplase în Betania cu puțin timp înainte, dar și la tot ceea ce s-a întâmplat în vremea lucrării mântuitoare pe care Domnul a săvârșit-o 3 ani și mai bine. Mă bucur că ați amintit de atitudinea poporului și de acest Osana care era rostit înaintea celor de la care poporul aștepta salvare, aștepta mântuire ca de la un erou. Până la urmă, din ebraică, Hoșiana înseamnă mântuiește-ne, dar vedeți, un mântuiește-ne acum, într-un fel, scapă-ne și de stăpânirea romană, poate că nu se gândeau atât de departe, sau poate se gândeau, pentru că mai departe zic Osana fiului David, lucru care ne duce cu gândul la Mesia. Să insistăm puțin asupra acestui Osana și asupra celorlalte ovații. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, de ce este numit Hristos fiul lui David? Cea mai mare cinste pentru cineva din trefii poporului ales era o legătură, o descendență, dacă vreți, din profetul David. David era persoana cea mai apreciată alături de Avram. Nu cred că altcineva a ocupat un asemenea loc în istoria lor. Avram, David, au mai fost și alți profeți pe care unii îi aminteau. A fost amintit adeseori și Ilie. Moise era și el amintit, dar totuși David în chip special. Descendența din el era foarte importantă. De aceea, genealogia ne arată că Mântuitorul a avut o legătură directă.
prin Fecioara Maria cu profetul David, prin părinții care erau păstrători și împlinitori ai legii, bucurându-se de această legătură sau descendență. Când cineva era primit cu astfel de cuvinte, înseamnă că se bucura de o foarte mare prețuire. Era cel mai înalt nivel al prețuirii pe care îl putea întâlni cineva. Și Mântuitorul s-a întâlnit atunci. Deși ovațiile, cuvintele care s-au spus și pe care mai mari templului nu le-au acceptat, întrucât ele erau pregătite doar pentru Mesia pe care ei nu-l vedeau în persoana Mântuitorului. Și erau cumva și ofensatoare la adresa lor, le subina autoritatea. Deci autoritatea și apoi îl acuza, aceștia îl acuzau pe Mântuitorul de blasfemie. Și nu degeaba fariseii i-au spus, ceartă-ți ucenice. Și Mântuitorul, știți ce a spus? Dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Deci sunt situații când pietrele au strigat. Atunci când oamenii răi nu vorbeau despre Dumnezeu. Și nu mai departe de în urmă cu vreo 30 de ani, la Mănăstirea Neamț, pietrele au strigat în vremea regimului comunist, când s-au ridicat pietrele găsindu-se acolo osemintele, moaștele unui cuvios. Sfântul necunoscut. Sfântul necunoscut, dar pietrele au strigat când regimul comunist obliga oamenii să tacă și când regimul comunist i-a obligat pe monahii de la Mănăstirea Neamț să astupe mormântul și să ascundă osemintele găsite. Deci pietrele ar fi putut striga, dar atunci oamenii au făcut în așa fel încât să vorbească despre cel pe care l-au profețit, drepții vechiului legământ, spunând când va veni, unde va veni, ce va face el și toate celelalte, cuvintele profeților împlinindu-se în persoana Mântuitorului. De altfel, Mântuitorul le-a și spus ucenicilor, cercetați scripturile, căci ele vorbesc despre mine. Preasfinția voastră, când discutăm despre lucruri interesante, timpul trece foarte repede. Emisiunea noastră, din păcate, a ajuns la final. Vă mulțumim pentru discuția folositoare de astăzi și vă rugăm să ne fiți alături și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și eu și nădăjduim că bucuria celor care l-au primit cu toată inima pe Mântuitorul la intrarea în cetatea Ierusalimului ne va anima pe toți. Și astfel de sărbători vor fi trăite în duhul specific al bucuriei și al aducerilor aminte. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragii noștri, ne apropiem de o perioadă foarte intensă în care îl vom vedea pe Mântuitorul nostru trădat, batjocorit, bătut și în cele din urmă răstignit pe cruce. Toate acestea sunt actele arhiereului celui mare prin care vom fi și noi înviați împreună cu el din întuneric și din moarte. Vă dau întâlnire și data viitoare, în Duminica Sfintelor Paști, cu o ediție cu totul specială. Nu uitați până atunci de adresa noastră de e-mail pe care o vedeți afișată pe ecran, unde ne puteți trimite diferite teme pe care le doriți abordate în emisiunea noastră, întrebări sau diferite sugestii. Vă dau întâlnire și data viitoare aici, la Trinitas TV. Să aveți o săptămână binecuvântată!